Dar sunt fără micăruța și aia în bucăți, în două bucăți și morții, le-o trăit, le-o șurit 200 și ceva de metri. Printre cele 6 persoane aflate în căruța care a fost pulberată pe șosea lângă satul Bahmut, raionul Călăraș, se afla și Elena Bucil împreună cu soțul ei. Bărbatul a scăpat cu viață, însă femeia de 64 de ani a murit pe loc. Unul la 30 de metri aruncat, fetița de 4 ani și 6 era aruncată. Fetița de 21 de ani era ruptă, se vedea inimioara ei, cum se bătea chiar. Mama mea e moartă, nu-mi întorc, dar mama mea trebuie, ea că era hrana lui tata meu. Căruța a fost lovită de o mașină care era condusă de procurorul șef de la Ungheni, Dumitru Triboi. Voi sunteți sărași și închideți vă gurile, că nu săriți mai mult decât sunteți. O au mort în groapă cu 20.000 de lei, eu nu s-o cot cu 20.000 de lei. Noi mai, cu mult mai mult ne-am cheltuit. De ce se teme familia femeii? Cum se simte soțul acesteia? Și ce le-ar face pe rude ca să îl ierte pe procurorul de Ungheni? Toți polițiștii, procurorii, toți ăștia să margă cu viteză oricum ar ce și lumea stac. Că lor li se-și permite să ușe de lumea de pe drum ca pe muști. Astăzi vă povestim istorii de viață care merită vorbite. Tragedia a avut loc la marginea localității Bahmut, în partea stângă a mea. Procurorul șef de Ungheni se afla la volanul unei mașini, ar fi încercat să facă o depășire, dar nu a reușit și a lovit puternic căruța. Astăzi vom discuta cu familia femeii de 64 de ani, care a murit în urma accidentului. Rozalina, îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat în familia voastră. Din câte știu, tu locuiești la Chișinău. Cum tu ai aflat despre accidentul produs la Bahmut cu rudele tale? M-a sunat fratele meu și mi-a spus la vreo ora 9-10, undeva era așa, dar eu adormeam fetele, că practic dormeam. Și îmi sună, s-a întâmplat accident. Unde? Cum? Cine? Bunica o decedat. Cum? Zic, poate nu-i drept, poate nu-i bunica, poate nu-i înțeles corect. Nu că-i drept, că mama a spus, adică toți ne-au sunat, că el tot era fratele la Chișinău. Adică lui de aici, în sat, i-a sunat la Chișinău. Primul lui i-a sunat. Și eu, pur de-am sunat înapoi și am, da, am întrebat. Ce ți-au povestit ei? Ce ți-a povestit ei? Cum s-a întâmplat totul? Că a fost accident drept la răscruce aici. Ei vineau din sat, din... Dar ulterior, pe urmă, am aflat cum bunel a spus că ei vineau din sat, de la casa de la Bahmut satul și în gară vineau. Erau în jur la ora 6:40, nici nu era 7. Și au venit acasă, dar ei de ce erau toți împreună? Pentru că ea a vrut să vie în ospiție. Era în căruță Nadia, verșoara mea, vărul meu Mihai, 28 de ani, și bunelul și două ei fetițe. Ei venise la bunica în ospiție încoași. Că ea stătea la soacra ei în satul Bahmut. Dar și e un kilometru de sparte satul, de gara și de sat. Adică reiese că ei vineau da. Dinspre Ungheni. Nu, ei vineau din partea asta-altă. Din... spartea sputenelui. Asta e un kilometru. Tu cunoști, era echipată căruța corespunzător pe timp de noapte sau nu? Da, bunelul niciodată nu ieșea el. Ori de câte ori, poate pur și simplu se ducea așa cu căruța până la un metru, doi acolo. El lua jaletca pe el, ori de câte ori. La pădure își dușea jaletca, l-a luat tot de urmă. Și încă și permisia el avea tot și de urmă avea stopurile tot. Rozalina, ce crezi tu despre accident? Eu cred că imprudența aceasta care a fost provocată trebuie să fie pedepsită, pentru că, desigur că el se îndreptățește, spune că o mărți cu 70 la oră, dar și persoanele care au văzut și... martorii că au fost așa un zgomot foarte, foarte, s-au auzit la 2-3 km sau poate mai mult. Și nu a fost acolo 70, pentru că eu ulterior, la a doua, a treia zi, m-am dus și am văzut
Chiar mă uitam, am făcut și videouri acolo pe unde a fost pe accidentul. Da, 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 da. Că nu a fost frânat, corect, nu a fost frânat. Și se întreabă, de ce nu a fost frânat? Vă spun de ce. În fața lui mergea microbus cu oameni. Asta au văzut, sunt martori care au văzut. Dinainte vinea un tir mare. Și el a făcut înconjurare la busul ăsta și tirul, ca să nu dă în tir, viteza mare, desigur, de atâta el și nu a frânat. El a dat în dreapta. Dar în dreapta ea ședea în practic strășeau tot drumul. Pentru că calul, asta e dovada, că el, bunelul s-a asigurat că nu a trecut drumul, că el s-a fost lovit, bunelul nu s-a asigurat, calul era să fie omorât tot cu ei. Dar așa calul e viu. El a lovit în mijlocul căruței, ei practic cu tot drumul. El cu viteza mare, poate chiar și nu l-a văzut, eu înțeleg, dar dacă a avut viteza mare, el a dat în dreapta ca să salveze pe el, să nu dă în tirul care vinea. Impactul a fost atât de mare că... Da. 4 persoane au murit. Păi, desigur, că unul a fost la 100 de metri, la 20 de metri, unul la 30 de metri aruncat. Fetița de 4 ani și 6 era aruncată. Fetița de 21 de ani era ruptă, că se vedea inimioara ei, cum se bătea chiar. Un martor a văzut asta, da. El când s-a apropiat, și încă ce interesant, că el, oamenii spuneau, nu trage, mașina lui a fost luasă înainte ca să vii oamenii să măsoare. Polițiști. Da. Și martorul îi spune, de ce ai luat mașina? Stai, că tu n-ai dreptul să faci nimic. Stai așa și nu atingi nimic. Du-te de aici, că asta nu-i treaba ta. Dar mașina lui a fost avariată. Mașina lui a luat-o înainte, evacuatorul, înainte ca să vie ăștia care măsoară. Dar în ce stare era mașina? E lovită din partea lui. Nu e lovită dinainte, că dacă să 70 la oră mergi așa încet atent, 70 la oră, el lovea cu înaintea, da? Nu era obstacol, nu era nimic. Mergi atent și nu l-ai văzut că ești brusc. Tu dădeai cu... El nu s-a ales cu nimic. Nu. Ce și stran. Acum, da? Avocatul procurorului zice că toți cei care erau în căruță erau beți. Da, și copilul de 3 luni tot era bat. Ce crezi despre asta? Să mai spui și asta, că și băfița de 3 luni tot era bat. Nu cred că erau toți beți, cum spune asta, sunt niște mișuni ca să iasă el basma curat. Tu ai discutat cu vreo rudă a procurorului, cu avocatul procurorului? Da, desigur. Cu cine ai discutat și când? Am discutat în prima zi, pe data 21 octombrie, eu deodată direct după asta m-am dus încolo la Călăraș și ne-am întâlnit cu rudele, cu soția lui, sora lui, frat, că-i smuls, sunt familie, 5 copii, pare mi se. Și noi ne-am apropiat de soție, bună ziua, și noi eram, avocatul îi spune că eram 15 mașini și 20 de oameni. Eram, poate că eram vreo 7-8 oameni, din partea PSC și a noastră și a fetii. Și eu noi ne-am apropiat de ei, că ei tot erau vreo 4-5 persoane și noi vreo 8 zi, poate 10 maxim. Și îi spune, ea îmi spune, adică ce facem, cum facem, ce doriți, Carolina, soția lui, îmi spune mie, nouă. Eu spun, dumneavoastră, spuneți cu ce ați venit, că sunt în spatele dumneavoastră 4 morți. Păi, eu sunt de acord să dau ajutorul de 4 sicrie și mâncarea. Și atât? Și restul noi, da? Și eu început să strige, dar păi că fratele meu i-ați stricat voi reputația, nu știu, să ne umilească, să ne înjosească, că era tăți biet și, adică, cuvinte foarte... care... Și așa suntem rănit și încă și mai dau gol deasupra. De unde s-au luat vorbile astea de 100 de mii de lei? Pentru că ei spun că voia să fi cerut câte 100 de mii de lei pentru fiecare persoană care a murit. Da, păi asta a fost de ce așa? Că eu când am auzit că ea a spus soția lui că noi suntem, adică să dăm e ca acești bani pentru mâncare, să facem mâncarea și să dăm sicriile. Și eu am înțeles că ei vor să analizeze cazul. Și eu am spus, dacă noi stășim și să închidem gurul și să lăm astea și spun ei, ia să ia scris drept, că noi suntem mai sărași, că nu știm drepturile, că nu știu ce, și le închidem gura cumva cu aceștia. Adică așa. Și eu am spus, nu, las că noi singuri, noi să îngrupăm, dar desigur că toți au fost tineri, chiar și bunica de 63 de ani. Asta e vârsta când trebuie să trăiești, când vrei să crești neapoi și te bucuri de viață. Și eu am spus, nu, noi vrem, așa au fost. Eu, din partea mea, am spus, eu vreau să fii îngropați morți, nu știu cum scade. Da, suma asta de 100 de mii de lei, de unde s-a luat? Pentru că eu când am văzut că eu am început să spui că voi sunteți sărași și închideți vă gurile, că nu săriți mai mult decât sunteți,
Eu când am văzut că îi spun, eu am înțeles că ei nu o să dă nimic și nu o să facă nicio, am spus, a spun suma asta de bani, ca ei să ne dă să facem normal. Asta e și ca daună morală și ca pentru tot. Și masa de pomenire și tot ce se va face, cum se fac la care, la fiecare. Adică în suma de 100 de mii de lei, eu m-am gândit ca să reușească și să îngroape, și să cumpere, și să dăie, și un ajutor, și un leacuri, și un și mai trebuie. Că doar oricum, bunelul acum tot e stare, el stă, el nu poate să meargă, el nu poate să meargă, el trebuie, are nevoie de ajutor. Fetița tot așa, e încă nu merge, e tot trebuie leacuri și mai bun și ceva, nu așa, că ei spuneau, păi noi aveam magazin de unde facem funerare, de servicii funerare, noi vă facem tot și catafalca vă aducem și tot, adică ei căutau să mușamalizez, așa, mai ieftin, nu știu cum să-i am spus, de ce? Păi cât să, că viața omului, am spus, hai să dăm astea la o parte, că el e vinul că noi, când cât ai dat dumneavoastră să trăiești, să vrei, că ești tânăr, cât ai dat? Ai dat tot, așa-i? Și de ce acum eu trebuie să iau ăștia 15.000 de lei și să-mi închid gura și să mă duc? De ce? Eu nu sunt de acord. Eu vreau să-mi dai 100.000 de lei ca să-i îngrop normal. Normal că ești tineri. Toți au fost tineri. Și cum au reacționat ei la propunerea ta? Foarte. Așa cu niște. Noi suntem, noi trăim în Moldova săracă. Noi nu avem de unii. Noi trăim... Eu unde obște a venit o doamnă Valentina de la Călăraș, nu știu cine ea, cu niște mașini scumpe vineau... Și spuneau că e vin de gumentar, că e n-are, vai de capul ei, e și-a zvând, am o casă, să-ți dă-i ții. E n-a zvând, să-ți dă-i ții. Și nu, voi și vreți să-l aducem pe Florin Salam, chiar și așa îmi spunea, știți, că am de râdere și să... Asta a fost unica discuție pe care ai avut-o tu cu rudele procurorului? Sau v-ați mai întâlnit? Da, prima, nu, a doua sau a chiar de vreo trei ori ne-am întâlnit. Da, chiar de vreo trei ori. Atunci era capul meu... Eu nu dormeam, nu mâncam, eu chiar foarte vă ceam. După asta v-ați mai întâlnit? Da, prima, în prima zi am discutat de... De ajutor, da, de bani. Da, ce e de acord. Și în prima zi eu am spus că de sicriile și mâncarea. După asta, da. Ce ați mai discutat? Și după asta eu a doua zi m-am dus, că am spus că nu sunt de acord. Că nu putem noi să lăm aia ăștia morți, să îi dăm în mâna voastră și îngropați cum vreți voi, da? Da, ei nu vor iau cum vrem noi să îngropăm. Adică cum vor ei să iasă așa mai... Și noi n-am vrut, n-am fost de acord. Vi s-a propus o sumă de bani ca să le iertați? Sau nu? Nu, nu ni s-a propus. Eu cred că ajutoarele astea care propun ei, adică să ne mai aducă, nu știu și, că după asta au fost și întrebări și eu am vorbit și cu avocatul lor. Și eu zic că i-am spus, domnul Alexandru, zic că nu e nicio seriozitate, nicio conștiință, pentru că imprudența asta, noi înțelegem că el nu-i vinovat, nu-i vinovat și voi înalt, el nu e obligat să vă dă, să vă ajute. Cum zic, dar păi toți știm că acolo nu a fost viteza de 70. Păi așteptăm că o făcut doar expertiza. Se bazează tot pe expertiză, chiar ca expertiza să demonstreze drept sau drept. Rozalina, dar s-a făcut expertiză, dacă vorbim în expertiză, s-a făcut expertiza persoanelor care erau în căruță, dacă se vorbește că ar fi consumat alcool ei sau nu știi. Procurorul spune că ancheta este acum, încă nu se spune la nimeni. În desfășurare. Da, în desfășurare și chiar și am fost și cu avocatul la el și el a spus că pe parcurs vă... Să fiți anunțați. Da, o să fim anunțați, da. Tu ai văzut, poate, că procurorul pledează nevinovat. Da, și lăsat în funcție, încă am auzit, am văzut, nu suntem de acord, desigur, pentru că dacă iese... Aici puțin că nu-i vinovat și-l dă acolo, și azi ia să-mi deopște, până la urmă basma curată și curat că nu-i vinovat. La noi, pentru o palmă, în Moldova, se dă 3 ani sau cât acolo, sau pentru o găină, vreo câțiva ani, sau pentru... Dar să iei tu viața omului și pur și simplu să spui din imprudență, că spuse-mă că n-am vrut și să ieși curat, nu știu. Dacă el va ieși drept, halau de legea noastră și de țara noastră. Cu ce ochi tu te uiți la Ștefan, la... tata care a rămas cu o fetiță, la nepoțica ta, la bunelul tău care a rămas singur și neputincios? Foarte mare durere. Nu se explică în cuvinte durerea asta și dacă vom... Asta e, știți cum spune, puterea e noi în toți. Dacă ne vom include și fiecare dintre noi nu va fi indiferent. Noi trebuie să ne dezbatem, să ieșim, să scoatem dreptatea, să fie... Că dacă el va ieși drept, fetița aceasta precis că nu va fi ajutată și nici bunelul. Așa vor fi. Cum le-a fost soarta, așa să trăiască. Tu spui că noi o să ne luptăm, trebuie să ne luptăm. Aveți un avocat angajat? Cine va apăra interese? Avem un avocat, da, dar ei spun că
să ne mai lăm încă unul, că el are vreo 4, nu știu câți avocații el are. Avem avocat, e avocatul nostru. Și ce spune avocatul? Ce șanse sunt ca să... El spune că trebuie să, da, să nu tăceam, să nu ne temem, să vorbim, să ieșim, să ieșim la oricum, dar așteptăm acum, adică judecata. Noi ne bazăm acum să vedem ce va spune el la judecată. Și după asta vom reacționa. Dar de ce vă este vouă frică acum? Ca să iasă basma curată, oricum îl vor scoate nevinovat. De ce crezi asta? Pentru că el are foarte multe cunoscuți și e de mulți ani procuror și la Călăraș a lucrat și la Ungheni acum mai. Și are și prin Parlament cunoscuți pe tot locul și va plăti banii. Dar nu trebuie să lăsăm așa. Adică fiecare noi dintre noi trebuie să ne punem întrebare dacă a să lăsăm așa să fie. Deci ce vă doriți voi acum cel mai mult? După ce le întâmplate, după accident, după tragedie? Eu vreau sincer să recunoască el vină și să ajute persoanele astea, că pe cele nu le mai avem corect. Dar oricum consecințele care sunt, trebuie el să-și le asume și să fie ajutate aceste persoane. Dar dacă el va ieși curat, nu vor. Eu știu că el nu va ajuta pe nimic. Pentru că după limita posibilităților, cât s-a spus la fetiță, nu a fost timp de o lună la bunel, nu a fost. Limita posibilităților e zero. Nu vor să dai nimic, să ajute cu nimic. Dar acum mai vine cineva la voi? Unde? La bunelul tău, la Ștefan. Vine cineva din rude sau nu? Nu a venit nimeni. Eu am vorbit cu avocatul și spun, de ce? Nu, că ei vin, dar voi nu știți. Nu-ți vede ajutor. Vin, dar nu știu de unde vin și cum vin. Dar cum crezi că de repede va avea o finalitate dosarul respectiv? Va avea un sfârșit, o hotărâre, o decizie? Procurorul spune că de la Pecicox, care duce ancheta, că în ianuarie undeva, după anul. Dar, nu știu, la noi, dacă a fost o persoană simplă, foarte repede să hotără întrebarea și de-am și era așa la închisoare. Ar fi în procuror și să anchetează și să... Mai mult, eu mai mult cred că de vreo 2-3 luni. Nu cred că să ieșim la un numitor comun direct în ianuarie. Cum crezi tu? Ce pedeapsă merită o astfel de persoană care a fost implicată în accident și în urma accidentului a murit 4 persoane? Domnul este cel care pedepsește și el e judecător fiecăruia. Eu înțeleg că el nu a vrut, dar amarul sau paharul care a fost și lui așa sortit, trebuie să fie băut până la sfârșit și până la capăt. Pentru că tu luând permisul cel de conducere, tu ți-ai luat o asumare asupra ta. Înțeleg că chiar și sunt animali, ies așa în brusc sau și... Păi de atâta ești tu conducător și de atâta ți-o dat ții ca permis de conducere. Că tu ai dat dovada, ai fost atent, ai arătat și pe drum tot așa trebuie să fii. Și să duci grijă celor care ți ies brusc. Dar dacă tu mergi cu mai mult de 100 și ceva... Tu spuneai că Domnul o să judece, dar știi că până ajungi la Domnul te mănâncă Sfinții, este o vorbă. Da, da. Dacă eu încă o dată așa și spun, dacă el va recunoaște vina și va fi pedepsit după lege, iar spun după lege. Legea aceea care el pedepsă pe fiecare, că el fiind procuror, tot așa pedepsă pe fiecare, după lege. Nu era nici o muiere sau nici că este așa. Ai făcut, ai încălcat, fii bun și acum asumă-ți responsabilitatea ori pușcării, ori și era. Acum, adică să fie și el așa după lege, cum el își ca și pe toți ei. Dosarul unde se examinează? La Chișinău. Aici de la Pece Cox cu el. Ca să fără micăruța așa în bucăți, în două bucăți și morții, le-o tărâit, le-o șurâit 200 și ceva de metri. Tata încă pe acolo era pentru buruienii forfotie. Pe Eșlanț le-au luat salvarea. Au morți în groapă cu 20.000 de lei, eu nu s-o cot cu 20.000 de lei. După ce ne-au josit și după ce ne-au luat așa, vă spun cum este, ca în râs,
când suntem niște țigani care needucați, nu avem studii superioare, mama mea e moartă, mă întorc, dar mama mea trebuie, ea că era hrana lui tata meu. Dar și copiii ei, când o vedeau că vine mama mea de la piață, de undeva, cu bomboanul, cu o piciană, le aduce, se bucurau toți. El i-a luat zilele, că eu încă mai avea zile de trăit. Și ce doriți dumneavoastră acum? Dar este că trebuie să toți polițiștii, procurorii, toți ăștia să margă cu viteză, oricum ar ce, și lumea stac. Să dăm iertare și să iertăm toți. Îmi pare rău ce s-a întâmplat cu mama dumneavoastră, ce s-a întâmplat în familia voastră. Vreau să vă întreb dumneavoastră de unde ați aflat, că am înțeles că locuiți aici în sat. Da, eu locuiesc aici, dar în timpul și ala când s-a produs accidentul, eu nu eram acasă, eram în Germania. M-a sunat fratele meu, Budloai. Ce v-a spus? Mi-a spus că vin urgent acasă, că mama era animare. Pe urmă, încă o dată mă sună, tot acum, te-ai suit la Samaliot și vin acasă. Nu cred să fie în animare ca așa de urgență. Puteți să ducă el să aibă grijă de ea, mă rog. Ori spunea, bă, trimite bani, ceva, ca să ajuți la medicamente, ceva. Dar e și foarte repede să mă pornesc cu avionul. Ceva mult mai grav. Ceva mai grav, da. Eu am înțeles asta dintr-o dată. Zic, nu înțeleg. Ceva nu e clar. Sun înapoi și o sun pe fică mea de-am. Că e tot aici cu mine locuiești. Și îi spun, spune drept. Nu mințe, spune corect cum este. Și s-a întâmplat. Fiindcă ceva e... nu e clar, zic. Și ei îmi spune, iete mâini, mama. Și vin acasă, că a murit baba. Și nu numai baba, dar vin acasă. Și atât, e că de unde am aflat. Și tot în seara așa, eu m-am pornit acasă. Vineri a fost accident, tot vineri eu m-am pornit acasă. Dumneavoastră, ce vi s-a povestit despre accident? Ce mi s-a povestit? Ce că am auzit că e... un procuror general de la Ungheni a fost accidentul ăsta cu dumnealui. Prin auzit eu, nu pot spune nimic. Fratele meu corect mi-a spus, el când s-a dus la fața locului, el era acolo, domnul procurorul ăsta, Dumitru Triboi. Și fratele meu a întrebat, tot de el a întrebat. Unii, și cam au spus vorbe neplăcute, l-au numit urât, unii care reușesc cu mama mea. De el spune, asta el și era, dar au spus că pe dânsul a luat poliția, dar asta el era în fața lui. Și pe urmă de mă era fiica mea, cumnată mea acolo la fața locului. Și au auzit prin trânsă, prin poliție, prin tăți, că și el e procurorul care a făcut accident. Și îi spune, ia uite-l, el, tu cu dânsul ai vorbit. Dar ce-a văzut fratele dumneavoastră acolo la fața locului? El a văzut, așa mi-a spus că era mama moartă deja. Tata încă pe acolo era pentru buruiene, forfotie. Pe eșlanț le-a luat salvarea pe o nepoată de mea și pe Mihai, tot nepotul de la vară. Și el tot era în mare șoc. El când a ajuns, mama era moartă și fetița cea de 3 luni era moartă. Da, eșlanță erau 2 care erau, o zic că ei nu au murit deodată. Nepoata mea, Nadia, nu a murit deodată, ei au murit în salvare, așa am înțeles. Și ficiorul Rodica, așa, tot am înțeles că el a murit tot în salvare. A venit salvarea, l-a luat, dar ei nici până la spital nu a ajuns. Ei au murit în salvare.
Așa cam. Pe mama ți-a mormântat-o de aici, de acasă? De aici, de acasă. Din ce bani ați mormântat-o? Din banii care m-am promutat eu. De ajutat nu ați fost ajutați? Din partea la procurorul ăsta care cu accidentul, nu. Ei ne-au propus, cum s-a spus, deodată ne-a spus 15.000, dar pe urmă a zis că, e, bine, vă dăm câte 20, dar punct, aici punem punct, 20.000 de lei de persoană, fiecare mort. Și noi am procedat că nu suntem de acord. Dar de ce, doamna Lena, n-ați fost de acord? Pentru că am gândit așa, că el ca procuror general, a să-mi dai 20.000 de lei și să rămâi cu băsma curată așa. Să niungă ochii numai cu 20.000 de lei, îl mormântează morții și atât. Așa am judecat. Și unde obște, o morți în groapă cu 20.000 de lei, eu nu socot cu 20.000 de lei. Noi mai, cu mult mai mult ne-am cheltuit. Cât ați cheltuit, de exemplu, dumneavoastră? Eu tot vă 3.000 de euro. 1.000 de euro, asta 60.000 de lei. Dar ei nu propuneau câte 20.000 de lei. Nu, a fost vorba, noi am dat. Fica mea a zis, ca să ne acorde câte 100.000 de lei și noi bă n-ajungem la așa, că să-l judicăm așa de, că să-l mai ducem, să mai... Poate și mormântam mormorții și mai rămâne acolo cât rămâne și avem... Mai vrei eu să-mi fac o mână de ajutor, e bine, nu? Lăsam așa din... Dar îl iertam, că înțelegem că el nu era că să-i omoare, că nu a vrut el chiar să-i omoare. Așa s-a întâmplat. Doamna Leona, eu înțeleg bine că dacă vi se dădea 100.000 de lei, îl iertați? Da, noi ne-am strâns toată familia. Cu, de exemplu, Roza mea, mai mult. Fica dumneavoastră, da, fica toate familiile. Și am vorbit, măi, înțelegem că el nu a fost condiționat. Intenționat. Intenționat ca să le omoare. Dacă ne oferă 100.000 de lei de fiecare mort, alertăm. Înțelegem că nu a fost și nu a vrut el. Dar, mă rog, și când la urmă noi am înțeles că ei nu au vrut să ne dăi, că nu au auzit de 100.000 de lei, Doamne ferește, s-a început o nevoie mare. Dar de ce anume 100.000? Păi, mă rog, știm că la toți le greu, înțelegem că, mă rog, Moldova noastră nu e așa bogată țară. Și am judecat așa noi, mă rog, nu trebuie să judecăm chelea omului. Din banii ăștia sunt mormântați și ceva? Da, și mai rămâne lui tata să am de cheltuială acolo, mă rog. Și atât. Asta eu gândesc că noi asta cel mai puțin am pus. Nu i-am pus nici mai sus, dar nici. Eu cred că asta puțin noi am cerut. Da? Ne-am înțeles tăți între noi. Dar dacă acum ar veni să vă se propună 100.000? Nu vreau. Nu, eu nu le primesc, fiindcă o trebuie deodată să mă înțeleagă că noi am vrut omenești, când suntem oameni de omenie. După ce ne-au josit și după ce ne-au luat așa, vă spun cum este, ca în râs, că suntem niște țigani care needucați, nu avem studii superioare și mai multe, ne-au socotit că, ei, lăsați că 20.000 de lei le dăm și atâta. Că nu, aștia n-a să ducă undeva mai departe. Nu. Nu, am chiar să ne aducă 100.000 de lei. Nu pot. Nu pot, fiindcă trebuie deodată să mă înțeleagă că noi am vrut să-i oferim. Să-l înțelegem, că îl înțelegem și pe dânsul, dar trebuie și să ne înțeleagă și inima în partea noastră. Dar, deși, pentru că noi știm, asta e garantat că el nu a mers viteza care o spune el. El o spune până în ziua când am fost chiar și m-am văzut cu el că făceau experimenturile. Și chiar din gura lui am auzit. Eu nu că din spusele cuiva, din gura lui personal. M-am apropiat de el că erau experimenturi și l-au adus. Judecătorii, erau închetătorii mai mulți. Că măsurau cum și cum. Și l-am întrebat. Spune-mi, te rog frumos, cu ce viteză mergeai? 70 la oră. E bun, zic, ești bravo de tot. Dar deci credeți dumneavoastră că avea mai mult de 70 la oră? Pentru că dacă avea 70 la oră, el nu le omora.
spatele trauma, poate că. Dar 70 nu a avut, mă, credeți-vă, ca să fără mi căruța așa în bucăți, în două bucăți și morții, le-o tărit, le-o șurit 200 și ceva de metri. Le-au format și le-au tărit o câteva metri, mult, chiar nu cu o câteva, dar chiar normal. Și nici frâna n-au pus, fiindcă eu, deși vă spun că n-au pus frâna, fiindcă tot în, când a fost la locul de față, când l-a întrebat, deși n-ai pus frâna? Frâna, deși n-ai pus-o? Au spus că s-a blocat. Doamna Leona, de ce vă este vouă frică acum mai mult? Să nu iasă cu basma curată. Dar cum ar putea să iasă basma curată? Fiindcă el are legături mari și e procuror general și, mă rog, are 4 ori 5, nu știu cât acolo, că am înțeles că are advocați mai mulți, dar noi și avem. Noi și avem. Unul Dumnezeu îl avem și atât de sus, dar totuși să ne bazăm pe unul Dumnezeu, eu de-amu nu mai vreau. Eu am vrut omenești cu Dumnezeu să fac. Dar fiindcă nu înțeles, nici eu nu pot să le cedez. Pentru că, într-adevăr, mama mea e moartă, nu întorc, dar mama mea trebuie, ea că era hrana lui tata meu. Dar și cu chinei, când o vedeau că vine mama mea de la piață, de undeva, cu bomboană, cu o piciană, le aduce, se bucurau toți. El i-a luat zilele, că ea încă mai avea zile de trăit. Da. Vedeți că acum vin rudele procurorului la dumneavoastră să vă ajute să discute cu dumneavoastră. Sunteți deschiși pentru comunicare, să discutați cu ei, poate ajungeți la un numitor comun? Eu nu mai văd cum comunica. Eu comunic, eu așa comunic cu ei. Dar totuși, eu vreau dreptate. Legea să-l judece pe dreptate. O mărsi-l 70 pe oră, cum zice, din cuvintele spuse din gura lui. Ori nu, e că eu asta pe mine mă mănâncă mai tare. Să ducă legea dreptatea, să-l vadă corect, cum spune. Dacă cel că el nu a vrut asta, eu știu, singurii când dau seama că nu a vrut. Dar unii, dar dacă tu n-ai vrut să-i omori, deși nu spui dreptatea, cu și viteza ai mărs. Nu, și gata, el 70 pe oră. Și ce doriți dumneavoastră acum? Legea să-l judece pe dreptate. Numai dreptate vreau. Dreptate și atât. Fiindcă nu a fost de acord deodată cu noi, când noi am vrut, omenești cu dumnezeiești, atunci ne-au refuzat, nu au vrut. Au gândit că noi să vrem și bani și să-l mai judecăm. Nu-i corect. Noi chiar dacă și luăm banii ăștia, ajungem la un comun. Numitor comun. Da. Ia că atunci ajungem la comun, dacă făcea el chestia asta. Dar nu el, dar rudele lui, că fiindcă el era închis. Mama dumneavoastră avea 64 de ani. Da. Locuia cu tata aici. Cu mine, cu toți, cu familia mea. Ei se întrețineau din pensii, probabil. Din pensii. Și mama mai lucra. Din căruță. Căruța le hrăne. Cu căruța îți duce tata meu cu ziua aia, că la oameni fiecare om îl chema aia, că zâr de zâs duce. Hai mișa încolo, hai încolo, un 50 de lei, ia că le avem în fiecare zi. Le avem de o pâine, de la pâine. Și mama dumneavoastră mai lucra pe undeva, pe la piață sau unde? Nu, ea se mai duce din când în când așa, dacă erau sărbători, mai vindeau floare, că știi tăți, așa că se cumpăram flori de pe la oameni și ducem la piață, le cumpăram. Mă. Să mai câștigi un da, bun. Da. Și acum tată dumneavoastră a rămas singur. Cu noi, cu mine. Adică eu toată... nici nu pot să ies de-am nicăieri, gata. Tot ajutorul tatălui s-a dus. Da, și eu avem foarte mare ajutor la pat. Cine să, cine să aibă grijă de el? E că eu, fratele meu, cât mai stă o leacă, dar tot el are o familie mare, mi-a spus că eu, soră, te ajut cât pot, mă duc, rămâi tu. Ei vin, mă leacă, mă mai ajut, dar pleacă, fiecare are a lor. Dar nini foarte greu, foarte greu cu tata meu, nu-i pe picioare. Tata meu când era pe picioare, eu aveam și lemne, eu aveam și o mână de ajutor și tot. Am un, ca când nu-i nică. Am pierdut tot. Nu că numai pe mama am pierdut tot. Și pe tata în jumate l-am pierdut, că el calică-i. Și pedeapsă, credeți, dumneavoastră, că merită o persoană care...
în urma căruia au murit alte patru vieți. Eu nici cuvinte nu le am. Și pedeapsa el merită, fiindcă el nu a recunoscut și nu recunoaște până în ziua de azi că el îi... Da, ați văzut că dumnealui pledează nevinovat. Ce credeți? Da. Eu cred că legea noastră, eu nu știu. Dacă n-am mai hotărât și legea noastră, nu mai știu ce să mai vă spun. E foarte tare să bat joc de lumea asta. Mai ales în Moldova. Dacă nici legea nu hotărăște. Dar este că trebuie să toți polițiștii, procurorii, toți ăștia să margă cu viteză oricum ar ce și lumea să tac. Să dăm iertare și să iertăm pe toți. Polițiștii, oamenii ăștia mari, că lor li să-și permite să ușe de lumea de pe drum ca pe muști. Oricum să înțelege. Poziția mea este, eu v-am cum și-am spus, eu nu sunt avocat, nu sunt jurist, nu sunt procuror, sunt organe competente care se vor expune asupra cazului, nu dau vina nici de o parte, nici de alta. Familia dumneavoastră cu ce a contribuit la mormântarea persoanei? A doua sau a treia zi de tragedie, eu personal am venit ca să ajutăm cu ceva. Cu cât? Nu a fost o sumă bine stabilită. Familia spune 15.000 de lei. Eu și noi am venit, noi am fost dispuși, predispuși, să acordăm toate cheltuielile de mormântare. Începând de la secrie, dusul aduse de la CML, Centrul de Medicină Legală. Mă scuzați că am emoții. Cum credeți dumneavoastră? Care este suma necesară pentru a mormânta o persoană? Nu pot spune, nu am avut niciodată. Noi nu am estimat o sumă. Am spus că oferim ajutor. Până la 20.000 de lei a fost suma. Dar să nu te gândesc. Dați-mi voi, eu să spun, eu spun și apoi fiecare, e bine. Am spus așa, noi acordăm 4 secrii. Doamna Adelina, avocatul zice că din partea familiei s-a cerut câte 100.000 de lei. Este adevărat? Da. Personal mi s-a spus mie. Doamna Rozolina a spus câte 100.000 de lei de mort, în afară de dumneavoastră, că dumneavoastră separat o să convenim. De asta știu toate detaliile. Eu n-am știut când ajung în țară, nu am știut poate biletul să fac. Nu, dați să vorbim pe rând. Vă spun câte 100.000 de lei pentru mormântare, apoi câte 100.000 de euro, vă spun cuvânt în cuvânt, motamo. Câte 100.000 de euro pentru morale ușer. Eu i-am spus, înțelegeți-ne că noi nu, noi suntem bugetari. Eu lucrez în Republica Moldova. Eu am salariu de 9.000 de lei. Noi nu avem așa sumă disponibilă. Am găsit cineva să ne ajute cu mâncare pentru mormântări, pentru 3 mormântări. Eu nu vorbesc cu dumneavoastră, să discut separat, pur și simplu... pentru astea 3 mormântări. Eu discut, adică după ce termin interviul cu domnul. Eram predispuși la moment. 3 secrie, toate incluse. Ne-am dus la firma care prestează servicii de pompe funebre și le-am spus, ne dați tot ce este necesar ca să aducem un decedat de la morgă. De la CML, Centrul de Medicină Legală. S-a început... procedurile, o suna doamna Rozolina și a spus că nu, fără 100.000 de lei, fără 100.000 de lei, dacă nu-i dăm 100.000 de lei, noi nu mergem. Noi am spus, noi nu avem bani cash. Cum credeți dumneavoastră, persoana care este vinovată de producerea accidentului trebuie să fie pedepsită sau nu? Bineînțeles. Atât pentru astăzi. Cu voi a fost Adrian Prodan. Dacă aveți istorii de viață care merită vorbite, ne puteți scrie pe rețelele noastre de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Normal, nu? Chiar nu interesant ce-o adus. O cutiuță și o gentuță și o coleșel, hai că-i bun. N-are preț. Mulțumesc. Da. Puteți ca unul joar. Că asta e că fost deodată să înțelegem. Da, că bun, nava ești 100.000, pe urmă ați vedem și cum. Îngropații, să aveți și ca tot, pentru leacuri, pentru tot. Dar nu, nu a vrut.